Pacea Domnului! În numele Domnului Iisus Hristos, deschidem serviciul divin al școlii de sabat cu imnul 248. Doamne, spre Tine privim! Venim înainte feței tale sfinte, Părinte Ceresc, prin merite și prin jertfa Domnului și Mântuitor sufletelor noastre, în acest sabat sfânt, în umilință, în smerenie și în respect față de Tine, ca să ne închinăm și în această zi în locașul Tău de închinare, să sărbătorim cu Tine, să sărbătorim pe Domnul Iisus Mântuitor sufletelor noastre, să avem părtășii cu frați și cu surori. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău care ne le vei împărtăși. Îți mulțumim pentru că știm că ești alături de noi. Îți mulțumim pentru săptămâna care a trecut, pentru că ne-ai dat sănătate, pentru binecuvântările care le-ai revărsat asupra noastră. Te rugăm că acum să rămâi în mijlocul nostru prin Duhul Tău cel Sfânt, să ne curățești inimile, să le sfințești și cuvântul Tău să locuiască în inimile noastre, Duhul Tău cel Sfânt să le întipărească, să ne-l aducă aminte și te așteptăm cu mult dor ca să vii să ne iei în împărăția Ta. Dar până atunci dă-ne putere să ne pregătim și să ajutăm și pe cei din jurul nostru să pregătească și ei ca să fie și ei în împărăția Ta. Pentru toate îți mulțumim, te lăudăm și te mărim în veci. Amin. Pacea Domnului! În această dimineață am ales să vorbesc despre recunoștință ca parte a stilului de viață. Subiectul mi-a fost readus în atenție săptămâna trecută, când știm toți că a fost săptămâna libertății religioase. Mi-am amintit de perioada pandemiei, perioadă când au fost luni de zile când nu am putut veni la biserică, de sentimentele și gândurile trăite atunci, referitoare la faptul că înaintea acestui eveniment, deși puteam veni fără probleme la biserică, totuși nu veneam.
Noi acum avem posibilitatea de a veni la biserică, avem posibilitatea de a închina, de a ne închina și de a face alegeri. Însă în trecutul apropiat, destul de apropiat, au fost oameni în țara noastră care au suferit ani de detenție datorită faptului că nu s-au abătut de la principiile lor creștine. La nivel internațional, în anul 2022, grupul de advocacy Open Doors a declarat că cel puțin 360 de milioane de creștini s-au confruntat cu niveluri ridicate de persecuție și discriminare. Această cifră a fost cu 20 de milioane mai mare decât în anul 2021. De asemenea, grupul a estimat că numărul creștinilor uciși pentru credința lor a crescut de la 4.761 în anul 2021 la 5.898 în anul 2022. În acest context, m-am gândit la recunoștință ca stil de viață și nu doar la nivel teoretic. Cel mai cunoscut pasaj biblic referitor la recunoștință se află în Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetele de la 11 la 19. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Putem analiza aici două categorii de oameni, cei nemulțumiți cu ce le-a oferit sau nu viața și cei recunoscători pentru ceea ce au, iar întâmplarea celor 10 leproși ne înfățișează tocmai acest aspect. Deși toți au fost vindecați în mod miraculos, 9 dintre ei au considerat că vindecarea li se cuvenea și numai unul s-a întors să-i aducă laude și mulțumiri lui Dumnezeu. Iisus a știut că leprosul își manifestase recunoștința nu pentru că Domnul avea nevoie de apreciere, ci că pentru că leprosul însuși avea să beneficieze de pe urma ei. Cel care își exprimă recunoștința are mai multe de câștigat decât cel care o primește. Recunoștința și lauda sunt semnul unei anumite calități sufletești a celui care le aduce. Practic, numai bărbatul care s-a întors să mulțumească s-a vindecat complet, atât fizic cât și mental. În Mărturii Ivon Lumăr 5 am găsit un pasaj care aduce mai multă lumină referitoare la acest subiect. De câte ori aceia care sunt sănătoși uită de îndurările minunate care le sunt date continuu, zi de zi, an după an? Ei nu aduc niciun cuvânt de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru toate binefacerile sale, dar atunci când vine suferința, își aduc aminte de Dumnezeu. Dorința puternică de refacere a sănătății conduce la rugăciune stăruitoare și lucrul acesta este drept. Dumnezeu este refugiul nostru atât atunci când suntem bolnavi, cât și atunci când suntem sănătoși. Dar nu mulți lasă necazurile în seama Lui. Îi încurajează slăbiciunea și boala îngrijorându-se. Dacă ar înceta să se plângă și s-ar ridica mai presus de deprimare și tristețe, atunci vindecarea ar fi mult mai sigură. Ei trebuie să-și aducă aminte, cu multă recunoștință, cât de mult s-au bucurat de binecuvântarea sănătății, iar dacă acest prețios bine le va fi redat, ei n-ar trebui să uite că au obligații reînnoite față de Creatorul lor. Când cei 10 leproși au fost vindecați, numai unul s-a întors să caute și să găsească pe Iisus și să-i dea slavă. Să nu fim ca cei 9 leproși nechipzuiți, ale căror inimi au fost neatinse de mila lui Dumnezeu. Haideți să înțelegem mai bine ce înseamnă recunoștința. Recunoștința se referă la o stare emoțională, pozitivă și durabilă, care implică recunoașterea și aprecierea beneficiilor primite de la alte persoane sau de la evenimente din viață. În general, recunoștința implică o apreciere și o recunoaștere a faptului
că beneficiile primite nu sunt un drept, ci o favoare sau o binecuvântare neașteptată. Studiile recente au arătat faptul că persoanele care au un nivel ridicat de cunoștință au tendința de a fi mai mulțumite cu viața lor, de a avea o percepție pozitivă despre lume și de a fi mai dispuse să ofere ajutor altor persoane. De asemenea, cercetările au arătat că recunoștința este asociată cu o serie de beneficii pentru starea mentală și fizică, cum ar fi reducerea stresului, îmbunătățirea somnului și creșterea rezilienței la evenimentele traumatice. Am găsit și câteva studii privind recunoștința în rândul persoanelor creștine, studii care examinează modul în care recunoștința afectează viața acestora. Cercetătorii au constatat că practicarea recunoștinței a fost asociată cu niveluri mari de sens și scop în viață, dar și cu niveluri mai scăzute de furie în rândul persoanelor creștine. De asemenea, recunoștința îi poate ajuta pe indivizi să cultive o mentalitate mai iertătoare și mai plină de compasiune. În acest context, aș vrea să analizăm un model propus de Robert Temos, care a identificat trei niveluri de recunoștință. Primul nivel este recunoștința ca atitudine. Acest prim nivel se referă la recunoașterea generală a lucrurilor bune din viață și la o atitudine pozitivă față de ele. Este o recunoștință generală și abstractă, care nu implică neapărat o apreciere specifică pentru lucrurile bune primite. Al doilea nivel, recunoștința ca recunoaștere. Acest al doilea nivel se referă la recunoașterea specifică a lucrurilor bune primite și la aprecierea lor. Acest nivel implică o conștientizare mai profundă a beneficiilor primite și a impactului pozitiv pe care acestea le au în viața noastră. Și ultimul nivel este recunoștința ca stil de viață. Acest al treilea nivel se referă la cultivarea recunoștinței ca stil de viață și la integrarea acesteia în modul în care trăim și relaționăm cu ceilalți. Acest nivel implică o apreciere constantă a beneficiilor primite și o atitudine de recunoștință chiar și în momentele dificile. În general, trecerea de la un nivel de recunoștință la altul implică o conștientizare și o practică constantă a recunoștinței, astfel încât acestea să devină parte integrantă a modului în care ne raportăm la viață, dar și la celelalte persoane. Biblia are și ea foarte multe versete care ne ajută să înțelegem recunoștința ca parte a stilului de viață. În Coloseni 3:17 spune: și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. 1 Tesaloniceni 5:18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Iisus Hristos cu privire la voi. Filipeni 4:6-7. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. 1 Cronici 16:34. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci. În final, vă aduc în atenție câteva întrebări prezentate în Mărturii, volumul 5, la care putem să medităm. Tot ce are suflare, să laude pe Domnul. S-a gândit vreunul dintre noi, așa cum se cuvine, pentru cât de multe lucruri trebuie să fim recunoscători? Ne amintim de faptul că îndurările lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia Lui ține în veci? Recunoaștem dependența noastră de El și ne exprimăm recunoștința pentru toate darurile sale? Sau, din contră, prea adesea uităm că orice ni se dă bun, orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Să practicăm zilnic recunoștința, atât față de Dumnezeu, care marea Lui bunătate ne binecuvintează cu tot ceea ce știe că avem nevoie, dar și față de persoanele de lângă noi și de experiențele de viață. Aș vrea acum să ne rugăm pe grupe de 2-3 persoane și vă rog să o amintiți în rugăciunile dumneavoastră și pe Erica, fetița profesoarei care este bolnavă. Cea de 8 ani, da. Da, fratele Nelu Petrache. Și doamna Lucina. Da. Și doamna Luciana, care este internată de la spital.
Bine ați venit și mulțumiri cercetătorilor sinceri ai Sfintelor Scripturi prezenți în acest sabat la școala de sabat din partea Departamentului Școlii de Sabat. Continuăm serviciul divin al Școlii de Sabat cu raportul Școlii de Sabat pe care îl va prezenta David Preoteasa. Raport al Școlii de Sabat. În sabatul din 14 aprilie 2023, Școala de Sabat a Bisericii noastre a fost organizată în 15 grupe, în care au fost prezenți 115 membri ai Școlii de Sabat și 14 vizitatori. Adulții au format 10 grupe, în care au fost prezenți 77 membri și 14 vizitatori. Amicușii au format o singură grupă, în care au fost prezenți 14 membri. Împreună cu adulții au studiat lecția numărul 3 intitulată Evanghelia veșnică, aprofundând versetele din Apocalipsa 14, de la 6 la 12. Foarte mulți oameni, atunci când se gândesc la ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, nu se gândesc la Harul lui Dumnezeu. Gândurile lor se îndreaptă imediat spre fiare înfricoșătoare, simboluri mistice și imagini ciudate. Cartea aceasta sperie la fel de mulți oameni pe cât încurajează. Lucru regretabil, pentru că este plină de har și de speranță. Chiar și în mijlocul persecuțiilor, a vremurilor grele care ne stau în față, Dumnezeu ne oferă în continuare motive să ne bucurăm în mântuirea Lui. Întreaga carte Apocalipsa vorbește despre Isus. Este mesajul Lui pentru poporul Său și se aplică în mod special bisericii sale în aceste zile din urmă. Este mesajul plin de har al speranței noastre. În această carte, Isus este descris ca mielul înjunghiat, o binecuvântare promisă celor care citesc, înțeleg și acționează conform adevărurilor descoperite. Bunul Dumnezeu să binecuvânteze timpul petrecut la școala de sabat și biserica noastră. Amin. Iată-ne ajunși la momentul mult așteptat al studiului pe grupe, studiul pentru această săptămână intitulat Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Vom studia împreună cu instructorii ceea ce înseamnă să ne temem de Dumnezeu și ne vom convinge că trebuie să ne alăturăm Domnului Iisus Hristos în transmiterea Evangheliei în zilele din urmă. Invit instructorii în fața grupelor și vă doresc un studiu cât mai plăcut. Până la ora 11:05. Studiu plăcut.